Și tata era acolo? Da. Era ținut de bodyguardie Luana. Și se uita la mine când mă viola. Și urla și nu putea să facă nimic. Și nu v-ați dus la poliție? Florin, Florin, tu trebuie să demonstrezi că ți-a făcut el așa ceva. Nu m-a vrut zice. Am pus să promit că nu spun la nimeni. Uite, îți promit eu că nu spun absolut nimănui. Florin, știi cumva ce are de gând tata? Nu știu. Nu mi-a spus nimic decât să nu spună nimeni. De rog, tu nu-i spui că se supună pe mine. Nu-i spun. Florin? Da. Dacă ai nevoie de ceva, de absolut orice, și că eu stau la dispoziție, bine? Eu trebuie să plec acum. Ești în regulă dacă te las singură? Sigur? Pa! Da. Și când vrei deadline? În 2 zile. Bun, nu se poate. Prietene, de cât timp ne știm noi? De 2 ani de zile. Bun, și în tot timpul ăsta, dar în tot timpul ăsta m-ai văzut pe mine mergând pe apă? Nu, normal că nu, că nu pot. Hai, scutește-mă, vorbim săptămâna viitoare. Un bănuț pentru gândurile tale? Putem? La ce te gândești? Eu, la nimic, scuză-mă, sunt un pic obosită, că n-am dormit prea bine azi noapte. Vrei să vorbim? Hai că te cunosc. Nu ești obosită, ești tristă. Și nu-mi place să văd ochișorii ăștia așa triști. Nu-mi place. Îmi face bine prezența ta. Hai, bre, mă sperii, bre, și trebuie. Zi ce vrei. Bre. La tata a fost rău de tot, m-am luat de asta. De ce? Nu te lasă la femei? Normal că mă lasă, bre, la femei, dar nu la femeia lui Dumbrava. Am înțeles, da. Păi mâine la botezul lui Tito. La ce? La ziua lui. E copil, mie așa îmi place să zic. E ziua lui, că ziua lui Măsa. Botez. Mâine la botezul lui Tito eu vin și discut cu tatăl tău. Da? Ți-l lămuresc. Azi, bre, dar dacă fraierul ăsta încearcă ceva acum? Ce să încerce, mă? Tom Bravo, păi l-am speriat așa tare că nu e în stare de nimic.
Hai, mergi să bei ceva? Nu, bre, mă duc în treaba mea. Bine. Du-te liniștit. Te rămânesc eu cu taică. Bine. Are de nimic, ai? Alo? Măi, Marcele, ai trimis băieții să facă ce am vorbit? Bine, mă duc să mă întâlnesc eu cu ei. N-ai grijă, o să-ți intre un bar bun. Ce faci? Nimic. Iartă-mă, m-am pierdut, m-am luat valul. Petre, noi doi suntem doar prieteni. Doar prieteni. Poate tu. Eu măcar am fost sincer și ți-am zis că sunt îndrăgostit de tine. Și eu ți-am spus că nu se poate. Da, gata. Am fost prost. Jur că nu se mai întâmple. Dar măcar te-am scos din starea aia, nu? Nu, gata, tac. Vrei o înghețată? Că taci. O să vorbesc? Nu, v-am glumit, gata, da. Cosmin? Da. Tu știi ce zi e mâine, nu? Nu. E ziua lui Tito al meu. Să-ți trăiască. Am uitat. Te înțeleg. Te înțeleg și pe tine, înțeleg și pe băieții mei. Armando are numai pumnii în cap, ălaltul Rubinu i-a mețit tot timpul. Așa că trebuie să le țin eu minte pe toate. Vrei să aranjezi, să facem o mică petrecere? Bă, băiete, bă, o mică petrecere pentru băiatul lui domn Lucian. E prima lui petrecere. Așa că vreau o petrecere mare. Mare, să se mire și țiganii ăștia. Că există așa ceva pe lumea asta. Bun, pe atunci. Și să pomenească de neam, de neamul lor. Uh-huh. Eu cunosc pe cineva la o firmă de evenimente. Și o să vorbesc cu el și rezolv. Bine, am încredere în tine. Don, de mâncare să fac ceva special? Nu, nu, mă ocup eu. Bine. Cosmin. Ai grijă, nu te zgârcești la bani. Vreau o petrecere tare. Cea mai tare. O să-ți placă, o să fii mulțumit. Ca și cum ar fi ultima. Aici. State, vine? L-a anunțat cineva? Sau? El e singurul, mă, care și-a adus aminte. Dar n-am apucat să-i zic că vreau să fac petrecere. Păi bine atunci, mă duc să vorbesc. De. Te-ai mai revenit? Da, da, da. Încerc să uit, da. Sună-l pe state. Și zic că vreau să fac petrecere pentru Tito al meu. E ziua lui Tito? Da. Mâine. Uitați. Nici nu mă așteptam la altceva. Vreau să nu uiți când e ziua ta. Și-a lucrat.
ziua ta când e dâmpul.